Slăviți să fie Domnul! Amin. Domnul să binecuvinteze mirii, familiile din care vin și bisericile. Amin. Amin. În cuvântul care a fost citit, ne este descris întemeierea primei familii, începuturile. Familia ridică probleme, se ridică multe probleme. Și odată au venit la Domnul Iisus niște farisei și i-au pus o întrebare legată tot de familie. Matei 19. Învățătorule, este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta din orice pricină? Și vine răspunsul Domnului Iisus în versetul 4. Oare n-ați citit? Păi noi azi am citit. Că la început ziditorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, că cei doi vor fi un singur trup și că ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? Asta am citit noi astăzi. Începuturile familiei. Numai că Domnul Iisus, pe Tatăl, nu-L numește Dumnezeu. Nu-L numește nici măcar Creator. Îi spune ziditor. N-ați citit că la început ziditorul i-a făcut parte femeiască și parte bărbătească. Înseamnă că familia e o zidire. Ne induce cu gândul la o clădire. Zidirea asta definește. În Efeseni 3:14 spune: iată de ce zic când plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cer și pe pământ și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă întărească omul dinăuntru. Versetul 17. Hristos să locuiască în voi. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să pricepeți împreună cu toți sfinții dimensiunile arătate mai jos. Având rădăcina și temelia. Rădăcina definește o plantă întotdeauna, un pom. Temelia definește o clădire. Și acum vine apostolul Pavel în 1 Corinteni 3:10, spune: prin harul care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar am pus temelia. Fiecare să ia bine seama la ce zidește deasupra. Eu acum mă întreb, la început Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Cred că asta e temelia. A zidit Dumnezeu, El e ziditorul. Avem și noi ceva de zidit în cazul familiei? 1 Ioan 4:17. Cum este El, așa suntem și noi. Ne revine și nouă ceva de zidit în cadrul familiei? Sau a zidit totul Dumnezeu? Și acum, eu am întâlnit în Sfânta Scriptură mai mulți oameni care s-au apucat și au zidit. Aplicăm versetele acestea la viața de familie. Spune Biblia în Luca 12 că unui om i-a rodit foarte mult țarina. Nu mai putea să strângă averile, a rămas omul cu probleme. O chipzuit el și a făcut un plan și a spus: uite ce am să fac. Am să stric hambarele și îmi voi zidi altele mai mari. Voi strânge multe bunătăți pentru multe vreme și voi spune sufletului meu: bea, mănâncă, ai multe. Omul ăsta a zidit hambare. Întâmplarea asta induce ideea că sunt unii preocupați numai de lucruri materiale, de bogățiile de pe pământ. Eu acum nu-i cunosc pe tinerii ăștia. Cred că azi i-am văzut prima dată. Familia asta, Constantinianu, parcă, am întâlnit o familie Constantinianu în Australia, la care am stat eu, se trăgeau din Botoșani. Dar au plecat de tineri în țară și de acolo în Australia. Și acum s-ar putea să fie coincidență de nume. Eu nu-i cunosc pe ei. Dar sunt familii așa zis creștine, în care preocupările lor sunt să zidească hambare, să strângă bogății din lumea aceasta și să aibă, spun ei, pentru multă vreme. Că bogatul de acolo nu a avut pentru multă vreme. Ce zidim noi? Oare ce vor zidi ei? Eu mă rog Domnului să le dea înțelepciune. Frații mei, scopul suprem al vieții e mântuirea.
Ăsta e scopul vieții. N-ar trebui ca profesia, școala, căsătoria, plăcerile, anumite pasiuni să ne devieze de la țintă. Eu mă rog Domnului ca aceștia doi, cum îi cheamă Vasilică sau Eliza, cum li se spune lor, când or găta viața pe pământ sau când a venit Domnul, să-i primească printre cei drepți, să-i strige printre moștenitori împărăției. Doamne ajută în aceasta! Acum ei se vor apuca de zidit și noi zidim. Zidim hambare doar pentru lucrurile materiale. Odată niște oameni s-au apucat să zidească. Care era scopul lor? A spus, hai să zidim un turn, să ajungă vârful până la cer și să ne facem un nume. Asta induce ideea mândriei. Știți că în multe familii, chiar zis creștine, se cultivă mândria, iubirea de sine și prea mult personalitatea? Oamenii ăștia o să ne facem un nume. Sunt familii în care asta e zidirea lor. Și există o mândrie a frumuseții, o mândrie a posesiunilor, o mândrie a relațiilor, o mândrie a, știu eu, profesiei, o mândrie a smerenie, o mândrie a slujirii. Că Pavel spunea la un moment dat, am avut niște descoperiri extraordinare. Și ca să nu mă îngânf din pricina răpirilor acelor, Dumnezeu mi-a pus un țepuș ca să nu mă umflu de mândrie. Știți că unii se mândresc din pricina slujirilor grozave. Și tot mândrie și tot păcat. Să ne păzească Domnul pe toți. Unii zidesc hambare în care adună comori pământești. Comori care le fură hoță, le sapă, molia, rugina. Unii preocuparea lor este din familia lor să facă un brand, să fie cineva. Tu știi cine sunt eu? Acum să repetă tare des o întrebare asta. Tu știi cine sunt eu? Fratele Galnu e străin. El e din sistem. Da? În 2 Împărați 17 cu 9 spune că oamenii au făcut nascuns lucruri care nu plac Domnului și au zidit înălțimi, altare pentru Baal și Astarteie. Asta induce gândul apostaziei, a îndepărtării de Dumnezeu, a nepăsării față de viața spirituală pe care o cere Domnul. Și sunt și astfel de lucruri. Nu intrăm în detalii într-o predică despre idolatrie. Că sunt multe feluri de idole și tare îți întinde tentacolul de păcatul ăsta peste tot. Dar unii zidesc pentru lucruri materiale, alții zidesc turnuri pentru mândria și grandoarea lor, iar alții zidesc altare pentru Dumnezei străini. Nu interesează nici adunarea, nici viața spirituală, nici sufletul lor, e o vreme de amorțire, o vreme de apostazie. Pe oamenii ăștia greu îi vezi la adunare, greu îi implici în slujire, ei au problemele lor. Domnul să-i binecuvinteze pe ei doi și să ne binecuvinteze și pe noi. Acum vine Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 20, versetul 32, spune că vă încredințez în mâna Domnului și în puterea cuvântului său care vă poate zidi sufletește. Există oameni care zidesc lucruri vremelnice, care pierd și pierd foarte repede, și familii, și există familii și oameni care zidesc lucruri eterne. Pavel spune în 2 Corinteni 4 cu 16 că noi avem un om de afară și un om din lăuntru. Noi dorim ca Domnul pe ei să-i binecuvinteze cu binecuvântări pământești. Să le dea Domnul binecuvântări. Nu promovăm lenea și sărăcia. Dar în Matei, în capitolul 6, Domnul pune foarte clar prioritățile. Versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Lucrurile de care avem nevoie, ni le dă Dumnezeu pe deasupra. Dar unii sunt preocupați numai să zidească pentru trupul acesta.
Vine Apostolul Pavel și spune că există o zidire sufletească. Ei trebuie să zidească și sufletele lor. Și Dumnezeu să-i ajute. În Geneza, în capitolul 12, Dumnezeu se arată lui Avram și în versetul 7 spune că Avram a zidit acolo un altar Dumnezeului care lui i s-a arătat. Ce înseamnă asta? Altar în familie. Știm ce înseamnă. Înseamnă rugăciune, înseamnă cântare, înseamnă citirea Scripturii, înseamnă părtășie duhovnicească. Să aibă și ei altarul ăsta în familie. Și să-l mai dregem și noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ce zidim? Zidirea asta sufletească se face, spuneam, prin rugăciune, prin preocupări. Dar vine în Efeseni, capitolul 4, versetul 29, Pavel spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci mai degrabă unul bun. Pentru noi ne putem zidi sufletește și prin vorbiri cu har care le avem în adunare. Mai spune Efeseni, vorbiți între voi, psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Care e vorbirea noastră? Ce vorbim noi? Pentru că zidirea sufletească se face la altar, se face prin rugăciune. Dar zidirea sufletească se face și printr-o vorbire frumoasă, când ne îmbărbătăm, ne încurajăm. Așa să vorbească și ei unul cu altul. Și spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu, pentru faptele bune pe care El le-a pregătit ca să umblăm în ele. Cum ne zidim noi sufletește? Și prin fapte bune. Dumnezeu creează oportunități. Dumnezeu ne pregătește fapte bune în fiecare zi ca să le facem. Eu n-am fost un sportiv de performanță. Nu m-am dat niciodată cu schiurile. Poate când eram copil am luat vreo două ori pe o trântă și nu am mai pus schiurile în picioare. Am auzit că la schi este un concurs, se cheamă slalom. Adică se pun niște bețe din loc în loc și schiorul trebuie să le ocolească, așa. Trebuie să fii foarte de baci. Câteodată și noi facem slalom printre faptele bune care ni le pregătește Domnul. Îți scoate Domnul o faptă bună care tu trebuie să o faci. O nevoie, ți-o scoate, ți-o pune în cale și noi o ocolim așa. De la sacul de la colectă care trece așa șerpuind printre noi și până la alte, multe, multe alte lucruri, noi le ocolim. Dar zidirea sufletească se face și prin faptele bune. Că noi suntem zidirea lui Dumnezeu. Făcuți pentru fapte bune, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Spuneam, rădăcina definește o plantă, un pom, având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Temelia definește o clădire. Stabilitatea, puterea unui pom este în rădăcină. Puterea unei clădiri stă în temelie. Nu în brizurile care le facem noi să le vadă oamenii de pe stradă. Nu acolo stă puterea unei clădiri. Puterea stă în fundație. Puterea unei familii stă în lucrurile care nu se văd. Trecem pe lângă o clădire grozavă și ne uităm ce arhitectură, niciunul nu vede fundația și temelia, nici nu-i dă prin cap să se uite. Trec lângă un copac, domnule, ce coroană frumoasă, ce ramuri. Nimeni nu se gândește ce rădăcini trebuie acolo. Dar puterea unei familii stă nu în slujirea noastră publică, nu în afișarea noastră, ci în lucrurile care nu se văd, în lucrurile care le face ascuns. O cânta copiii ăștia foarte frumos. Prima dată o cântată, acum i-a scos și o cântată așa, nu? Sau au făcut ceva repetiții? Cine a fost la repetiții? Eu n-am fost. Băi, ce frumos au cântat. De câte ori ați repetat? De câte ori m-au turnat profesoarele astea înapoi? Cântă corul, Domnul vă binecuvinteze. Din prima o ieși, nu? Băi, hai să începem o cântare. Nu, dar asta nu vede nimeni. Predică unul, din prima o ieși. Nu, un om s-a pregătit. O familie ca să fie puternică, tare, binecuvântată, îi trebuie rădăcină și temelie. Și astea nu se vede. Nu se văd în slujirea publică decât efectele, frumusețea. Oh, ce roade, ce coroană frumoasă, ce clădire frumoasă. Dar rădăcina și temelia trebuie pusă în dragoste. Dumnezeu să-i ajute și pe ei, să ne ajute și pe noi.
Există o zidire vremelnică care la un moment dat se trece. Unii zidesc numai pentru trupul acesta, alții pentru egoul lor, pentru mândria lor, alții în apostazia lor, nu-i mai interesează de adunare. Dar sunt oameni care zidesc sufletește, să zidesc unul pe altul, prin rugăciune, prin vorbiri frumoase, prin fapte bune. Așa să fim și noi și așa să fie și ei. Amin.